O patrulă din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Prahov a observat în zona parcului industrial din Ploiești un bărbat care a scos din portbagajul unui autoturism mai multe recipiente din plastic cu o capacitate de aproximativ 20 de litri, pe care le-a aruncat peste un gard în curtea unei societăți comerciale. Bărbatul a fost monitorizat și întreaga acțiune filmată. În scurt timp, acesta a pătruns în incinta societății, a dus recipientele lângă o stație de combustibil, unde l-a umplut cu ajutorul unui utilaj, apoi l-a transportat către mașina personală cu intenția de a le depozita. În acest moment a fost interceptat de patrula de jandarmi. În urma verificărilor s-a constatat faptul că acesta sustrăsese din incinta societății o cantitate de aproximativ 100 de litri de motorină și aproximativ 20 de litri de produs petrolier asemănător unui ulei. Jandarmii au întocmit actele de sesizare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, iar persoana în cauză și produsele petroliere au fost predate organelor de urmărire penală pentru continuarea cercetărilor.